sacrificii. Nu suntem de acord. Puneți la preț. Nu suntem de acord. Niciodată. Am fost în țară din pandemie. Dacă ne-am cumpărat laptopuri, ne-am pus internet. Ne-am învățat. Și am fost țară în pandemie. Asta e părerea noastră. Cumpărăm hârtii. Dar cine v-a spus de Blatul? Cu semnatul? Atenție, atenție la ce spuneți. N-am văzut în viața mea Blatul. Nu am zis de dumneavoastră. Oh. Dacă nu demisia. Până și astăzi am făcut un sac. Cotroceni e pentru că profesorii au lucruri să le spună chiar și liderilor de sindicat. Și aici vedem FSLI-ul, pentru că este vorba de domnul Simion Hancescu, în imagini trecând prin mulțime. L-am văzut de minute bune de când a ieșit de la Klaus Iohannis, încercând să explice ce s-a discutat acolo. Însă profesorii nu acceptă oferta, nu vor să plece de la Palatul Cotroceni și au existat și niște huiduieli care, să știți că nu au fost îndreptate din păcate doar către domnul Iohannis, ci și către proprii lideri de sindicat, și asta nu știu ce se întâmplă. Cred că se radicalizează foarte tare protestul. Este alături de noi domnul profesor Anton Hader. Cred că ați plecat deja de acolo, domnule Hader. Au rămas da, eu am ajuns la Politehnică, sunt istovit de ceea ce a fost astăzi, pentru da. Că ați văzut și dumneavoastră ce e acolo, ce a fost și ce mai e încă. Aveți dreptate, pentru că da. Am înțeles de la colegii mei care mai sunt acolo câțiva că nu se vrea părăsirea poziției din fața Palatului Cotroceni. Nu cred că trebuie să considerăm că atitudinea unor colegi este una generală, pentru că e clar că oamenii au opiniile lor, cine știe ce informații au primit, știți bine că circulă fel de fel de informații pe care trebuie să le analizezi cu multă acuratețe, pentru că altfel zici să jignești un om, să înrălești un om, lideri de sindicat din preuniversitar, să știți că merită tot respectul ca de altfel întregul sistem preuniversitar care a protestat, pentru că așa ceva noi n-am mai avut în România, doamna Constantin, 20 de ani, doamnă. Unde am avut noi așa ceva? Ați văzut noi asta când am văzut viforul ăla care venea spre mine de ziariști, fiecare cu întrebările lui, fiecare cu carul lui, cu reporterul lui, doamne, n-am văzut așa ceva și am experiență, nu mă pierd în fața camerelor de e un interes filmat. Ridicat, domnule Hader, că e vorba și de profesorii da. Noștri, e vorba da. Și de copiii României care zilele acestea da. Așteaptă să vadă ce se întâmplă. E dar normal v-aș să fie întreba... așa ceva, dar haide să fim da. Calmi și raționali. Pentru că bine, dacă... dar ce v-a spus președintele Iohannis? Declarațiile nu s-au înțeles foarte bine de la niciun dintre noastre când ați ieșit de acolo. Păi erau eu am căutat multe... să vorbesc răspicat, că da. Mi-am dat seama că în vacarmul acela nu se prea da. Înțelege, dar am să le iau pe scurt. Da. Președintele ar dori ca acest conflict să se finalizeze cât mai repede, pentru că altfel se intră în a treia săptămână. Deci ar trebui ca, ce să zicem așa, mai degrabă, mâine să se finalizeze acest conflict. Însă nu se poate finaliza fără aprobarea celor pe care îi reprezentăm. La ora 19 eu am ședință cu Biroul Executiv al Federației. Ceilalți colegi sunt sigur că în seara aceasta vor organiza întâlniri similare. Astăzi avem aceste posibilități moderne de a discuta, de a analiza ce a venit nou de pe filiera Cotroceni. Domnul președinte a spus că va gira un acord politic pe care să semneze liderii partidelor guvernamentale și evident domnia sa îl va semna alături de aceștia, spunând că este o decizie politică, pentru că tot timpul noi am spus că avem o decizie politică și că altă variantă nu e. Trebuie să fie toți cei care conduc țara în acest moment să se asume acest acord. Știți bine că l-a refuzat ei, dar da. Acum președintele își asumă prezența sa pe acord, să vedem ce va însemna acest lucru. Dar ce înseamnă acest acord concret, domnule Hader? În acord trebuie să fie specificat aspectul cel mai important, și anume că salarizarea în învățământul românesc va porni de la salariul mediu brut pe economie pentru debutanții în învățământul preuniversitar și superior, adică acel articol din legea educației care a fost înlăturat și nu știu de ce au făcut acest lucru cei care au schimbat
această parte din lege, din propunerea de lege. Mare greșeală, le-am spus-o tuturor celor care au venit din spectrul politic la întâlnirea cu noi în aceste zile. De aici a plecat cânteia, ca să mă exprim așa mai revoluționar, ca la răscoale și greve. De aici a plecat. N-am mai avut încredere în cei care sunt astăzi la putere, pentru că de-a lungul anilor alții ne-au păcălit de atâtea ori. Deci noțiunea de acord pare puțin desuietă, dar acum, dacă vine președintele, să vedem ce zic colegii. În fond, și-a asumat că va fi cu noi la împărțirea bugetului, la stabilirea bugetului, la stabilirea salariilor, ne va sprijini. Adică a spus că se va implica, pentru că altfel este conștient că, mai ales că eu am insistat pe această latură emoțională, că va dispărea proiectul România Educată și ar fi păcat să nu termine mandatul și de ce nu și după. Că domnule Hader, dar mai concret despre bani, ce v-a spus domnul Iohannis? Sunt bani deci, pentru majorări? Lângă acest element, să-i zic, politic, noi aveam nevoie, și termin imediat cu acest punct, de un memorandum pe care să-l semneze guvernul și să-l publice monitor oficial ca element de tip legislativ. Da? În partea alaltă a salariilor, a zis că ne va susține în a se acorda cât mai mulți bani din legea pe care o vom realiza de la început. Adică părea că știe de faptul că e posibilă o împărțire pe 1-2 ani și deci practic președintele a zis că va asigura banii, ne va sprijini sau va găsi căile de susținerea educației. Noi am spus că fără 80 miliarde de lei salariile după noua grilă nu vor fi mulțumitoare. În privința măsurilor tranzitorii, acel element pe care greviștii, colegii noștri, sindicaliștii îl refuză de atâta vreme, adică acea primă cu caracter didactic pentru cariera didactică, a zis că nu vede altă soluție. Pe de altă parte, i-am zis, aici să mai căutăm aici alte soluții. Ideea aceea noastră să se mărească salariile prin raportarea coeficientul nostru din grilă la salariul minim brut de 3.000 de lei, real, astăzi nu la 2.500, nu i-a surâs, pentru că a spus că ar fi necesare sume mari de bani. Eu i-am spus că sunt 3.5 miliarde. Se vrea să se cheltuiască cât mai puțin, din câte am înțeles, pentru că ar vrea să fie utilizat și banii europeni. Aici este problema. Păi banii europeni au legătură cu creșterile salariale. Să știți că a postat eu, și domnul Iohannis un comunicat. Pe 7 luni, doamnă, că rest... Da. Deci nu acceptă creșteri salariale pe lucrare. A spus că nu vede cum ar putea să fie date niște creșteri salariale pe următoarele 7 luni. Da, domnule Hader, a postat și domnul Iohannis, acum fiecare cu ce a înțeles din discuție, domnul Iohannis înțelege ce dorește. Da, domnul Iohannis zice așa, președintele României le-a transmis liderilor sindicali că doar prin dialog, printr-o abordare constructivă și deschisă, vor putea fi identificate soluții rezonabile. Bun, în urma discuțiilor de astăzi, președintele Klaus Iohannis și-a exprimat întreaga disponibilitate de a garanta în calitate de mediator între reprezentanții sindicatelor încheierea unui acord politic în vederea rezolvării revendicărilor salariale și a obținerii astfel a unui consens care să permită reluarea cât mai rapid a procesului educațional. Mă rog, și ne spune cum pentru domnia sa este o prioritate. Nu să fie doar mediator, noi vrem să fie semnatar. Da, mediator a zis, așa scrie pe site-ul președinției României. Nu prea e, noi personal am întrebat, semnați acolo și ne-a zis, da. Da, așa scrie, că va fi mediator între reprezentanții sindicatelor și guvern. Are și rol de mediator, asta e clar, dar și semnatar. Da, vom vedea ce o să facă în definitiv președintele. Am ajuns la final. Mulțumesc, Anton Hader, Alexandru Dimitriu, Mircea Coșa. Mulțumesc, doamna profesor Mihaela Popa. Scurtă pauză de publicitate.